Așa cum a precizat și domnul ministru, deci noi suntem undeva conii, undeva la 90%. Deci la jumătatea lunii august, cred că acești kilometri de 14 kilometri vor fi gata. Ați dus și în partea cealaltă către Pizarotti? Suntem asociați și trebuie să ne ajutăm. Ne-au ajutat și ei, am ajutat și noi. Tracea a avut o întârziere destul de mare la început față de dumneavoastră. Da, fiind construită, probabil și noi, constructori români, dacă lucram în Bulgaria, probabil aveam o întârziere. Trace un partener serios, un partener care, cred, va finaliza lucrările până la termenul contractului, deci nu văd probleme în sensul ăsta. Mulțumesc! Mulțumim mult!